Viața Sfântului Pavel Mărturisitorul Sfântul Pavel Mărturisitorul era din Plusiada și a trăit pe vremea împăraților luptători împotriva Sfintelor Icoane. Și văzând pe cei ce se năpusteau fără de judecată împotriva bisericii, răsturnând toată temelia cea dreaptă a așezămintelor sfinte și ștergând toate chipurile Sfintelor Icoane și nimicind toată bună cuvința Sfintelor Biserici, îi împungea cu cuvintele dumnezeiești în tocmai ca și cu niște săgeți, înțelegând să pătimească orice fel de asupriri și de surghiunuri pentru icoane. Deci bine și cu bărbăție nevoindu-se, cu pace și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu.